ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Vorbe Pline aici pe dumbrovita.tv.ro. Azi avem o invitată specială în persoana doamnei Luminița Țundrea. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Mulțumim și noi. Consiliul local în municipiul Timișoara, din partea Partidului Social Democrat, sunteți și fondatoarea Casei de Avocatură Țundrea și asociații, dar azi v-am chemat mai ales din sau pentru postura de președinte a Clubului Rotary Cetate Timișoara. Așadar, din vară, din această toamnă, ați preluat foile președinției. Putem să spunem că este vorba de cea mai activă și cea mai numeroasă, poate, club din Timișoara. Da. Și aveți o responsabilitate mare și probabil și proiecte multe pe care le doriți să le implementați, să rămână ceva în urmă, pentru că de când, de exemplu, eu urmăresc activitatea Clubului Cetate, au fost fluctuații, eu știu, doamna Gabriela Pușcaș și domnul Horia Horațiu Rada au avut o activitate foarte intensă și mai vizibilă, poate, decât la ceilalți. Poate la Cosmin Grapini a fost la fel de activ, dar poate, eu știu, și alți președinți sunt la fel de activi, dar nu comunică atât de bine sau nu au un PR atât de bun cum aveți noastră cu Amalia și echipa de noastră. Păi, exact cum ați remarcat, în mod foarte pertinent, toți președinții Clubului Rotary Cetate au fost foarte activi, doar că până la venirea colegei noastre Amalia, care cu multă plăcere și prietenie realizează și activități de PR, nu am promovat aceste activități foarte mult. Adică focusul nostru a fost strict pe proiecte și mai puțin pe promovarea acestora. În schimb însă, între timp s-a mai întâmplat ceva. În urmă cu câțiva ani, Fundația Rotary International a decis să se schimbe puțin paradigma ideii de promovare. Dacă înainte se solicita ca să nu se facă neapărat foarte multă promovare proiectelor rotariene din întreaga lume, paradigma, cum vă spuneam, s-a schimbat în sensul că s-a ajuns la concluzia că mediatizarea unor proiecte nu înseamnă neapărat, hai să-i spun așa, lauda de sine, ci reprezintă un model social viabil pentru alți membri ai colectivității, ai comunității, care se pot implica și ei în acțiuni pentru comunitate, nu doar neapărat la Rotary, există și alte cluburi de servicii, există servicii de voluntariat, poți o faci pe cont propriu, ci ca să creeze un model social legat de implicarea fiecăruia dintre noi în comunitate. Iată de ce, probabil că noastră fiind membru al presei, ați văzut că am devenit ceva mai vizibil în momentul în care am început activitatea de promovare. Însă proiectele noastre au fost numeroase, foarte dese, îl menționez pe cel mai mare, nu știu dacă știți, prin Clubul Rotary Cetate s-a renovat căminul de bătrân de la Comlușu Mare. S-a renovat, numai că s-a renovat, aproape s-a construit un cămin nou, s-a construit o capelă în acest cămin, a fost o investiție extrem de mare în care am beneficiat de sponsorizări din străinătate. Așadar, prin această măsură, poate lumea care este mai puțin familiarizată cu activitatea cluburilor Rotary din Timișoara, România sau din întreaga lume, puțin vă deosebesc de acest stereotip. Probabil încă mulți vă asociază masoneriei, ceea ce este profund greșit, zic eu, dar spuneți de asta mai bine dacă vă mai întâlniți cu asemenea. În primul rând, aș vrea să vă spun că există o mare diferență între cluburile Rotary și masonerie. Din câte știu eu, în cluburile Rotary sunt acceptate și femei, avem o mulțime de colege foarte active. În al doilea rând, clubul Rotary nu este o asociație secretă și este un club de servicii. El funcționează ca un ONG, toate cluburile Rotary au statut de ONG, funcționează pe legislația română și are un dublu rol.
Și dacă îmi permiteți, dacă m-ați invitat legat de Clubul Rotary, aș vrea să vă spun și o mică poveste adevărată, care este povestea apariției cluburilor Rotary. La începutul secolului 20 și mai precis în anul 1905, un tânăr avocat, fără prea multă clientelă, pășea în orașul Chicago, care în momentul respectiv era într-o situație foarte grea din cauza crizei economice. Era anul 1905. Paul Ferry Harris, fiind un băiat deștept și întreprinzător, s-a gândit să creeze un club de afaceri. A strâns lângă el încă trei prieteni care aveau afaceri în diferite domenii de activitate și au hotărât să creeze un club cu denumirea Rotary, care să aibă scopul de club de afaceri și membrii săi să se cunoască, să lucreze împreună, deci era un fel de rețea incipientă de networking. La nu foarte lung timp de la înființarea acestui club au mai fost înființate și altele, având în vedere succesul lor, și s-a decis, s-a constatat că dublarea activității de club de afaceri cu cea de acțiuni caritabile pentru comunitate a ajutat foarte mult membrii clubului în activitățile lor profesionale și sociale. Iată cum, practic, Clubul Rotary a devenit un club de servicii, de aceea se și numește club de servicii, dar să nu uităm că el rămâne în continuare și un club de afaceri. Colegii noștri se cunosc bine, lucrând împreună, făcând acțiuni împreună, având obiective destinate comunității, ne cunoaștem mai bine, prindem mai multă încredere unii în ceilalți și unii dintre noi colaborăm și în planurile noastre profesionale respective. De altfel, aceasta era și structura Rotary. Practic, fiecare club ar trebui să aibă câte un singur profesionist din fiecare domeniu de activitate. În realitate, nu prea se întâmplă așa, dar asta este o altă discuție și nu cred că are așa de multă importanță. Important este ceea ce putem face împreună, ca și club de servicii, felul în care o facem, faptul că colaborăm, ne-am creat prieteni acolo și realizăm niște acțiuni foarte frumoase și interesante, cred că este cel mai mare câștig pentru comunitate. Iată că ați preluat, cum am spus mai devreme, președinția. Ați dorit această funcție? Cum se întâmplă practic? Și dacă știu bine, atunci cu un an înainte deja să știe cine urmează să fie, da. Dar cum ați ales să deveniți președinte? Sinceră să fiu, nu pot să spun că mi-am dorit de la început. Eu eram oricum foarte activă în Clubul Rotary pentru că îmi face o mare plăcere să mă implic în acțiuni, noastră mă cunoașteți mai bine și din alte activități pe care le derulez în oraș. Mie mi se pare foarte important ca pe lângă profesia ta și familia ta, care sunt preocupările principale ale fiecăruia dintre noi, să-ți dedici o mică parte din timpul tău și activității pentru comunitate. Știți că și în Biblie se vorbea de zeciuială, dar discutând puțin generic despre noțiunea de zeciuială, implicarea personală, implicarea prin creativitate, prin muncă, nu doar printr-o donație cu caracter financiar, are un rol și mai important. Și vă spun și de ce. Pentru că tu creezi niște modele de comportament. Mă uit, de exemplu, la diviziile, ca să le zic așa, mai mici de vârstă ale clubului Rotary, care sunt cluburile Rotaract. 18-30 de ani, Interact, 13-18 și micuții Rotakids, de la 6 ani la 13. Copiilor ăsta li se pare absolut normal să facă muncă de voluntariat din plăcere, deci au o conștiință civică extrem de înaltă. Și asta pentru că i-au văzut pe părinții lor, mulți dintre ei sunt copiii noștri, nepoții unora dintre colegii mei chiar, cei mai micuți, pentru că i-au văzut pe părinții lor implicându-se și li s-a părut absolut normal să-și dedice o parte din efortul și energia lor unor astfel de activități. Am amintit de asemenea de câțiva președinți, de exemplu Gabriela Pușcaș, o asociem cu educația vocațională.
pe domnul Radea cu 10 școli de nota Nota 10, 10. cu ce o să asociem pe Luminița Tundrea? Păi și pe Lumița Țundrea o asociați cu educația vocațională, eu fiind în același timp de câțiva ani bun și reprezentantul Practic, vocațional acesta al clubului continuă, da. nostru, știți că facem în fiecare an, deja cred că este a șasea ediție care urmează Forumul Vocațional, o manifestare extrem de agreabilă pentru toți rotarienii și nu neapărat în oraș, cu diverse prezentări și activități. În primul rând cu un proiect pe care l-am preluat de la fostul președinte, colegul meu Cristian Grădinaru, care se numește Stop Joc, Stop Drog și care este un proiect extrem de interesant realizat în cooperare cu instituția antidrog din Timișoara. Există acolo niște oameni foarte inimoși care lucrează extrem de mult pe prevenție, pentru că știți prea bine, prevenția este mult mai importantă decât sancționarea celor care se fac vinovați de trafic sau consum de stupefiante. Practic, noi ce încercăm? Încercăm să implementăm o acțiune de conștientizare a efectelor dezastruoase ale consumului de droguri chiar la segmentul de vârstă cel mai vulnerabil, și anume adolescenții. Ați avut mai multe acțiuni în acest sens? Chiar ați achiziționat ochelar special să simuleze? Prima oară am fost solicitat, am achiziționat un aparat care permite testarea foarte simplă a șoferilor care se conduc sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Deci doar cu un mic bețișor cu vată se poate testa din saliva conducătorului auto și se vede instantaneu dacă a consumat băutură alcoolice și droguri. Deci este o metodă extrem de neinvazivă și pentru că am primit această solicitare de la Agenția Antidrog, am colaborat cu ei pentru achiziționarea acestui aparat și a consumabilelor și vreau să vă spun că au avut un mare succes. Au prins o mulțime de persoane care consumaseră băuturi alcoolice și droguri și acesta a fost principalul motiv pentru care noi am continuat și colaborarea cu ei. Dar nu vă ascund că am făcut și alte acțiuni interesante, am făcut anul în curs, anul rotarian trecut de fapt, am făcut un marș într-o duminică la care am fost enorm de mulți oameni pe Tache Ionescu, special pentru a conștientiza lumea asupra acestei campanii. Iar în anul care urmează, avem din nou alte surprize, alte acțiuni realizate în baza acestui proiect. Acei ochelari despre care vorbeați, am mai avut o acțiune cu ei. Deci, practic, sunt două tipuri de ochelari. Un tip care simulează felul în care te simți dacă ai consumat băuturi alcoolice și celălalt care simulează felul în care te simți dacă ai consumat droguri. Și la un moment dat am avut chiar o acțiune în fața operei în care erau două sau trei, nu mai știu, autoturisme de la o școală de șofer, deci cu dublă comandă și cu instructor alături și dacă voiai să vezi cum este să conduci sub efectul drogurilor sau alcoolului, îți puneai ochelarii și încercai să plimbi autoturismul printre niște jaloane care erau puse acolo. Am încercat și eu, evident, că am fost curioasă și vă spun sincer că a fost foarte ciudat. Adică nu mai vedeai un jalon, de regulă erau câte trei și atunci îți puneai în mod firesc întrebarea care e cel real față de cele care se vedeau prin ochelarii respectiv. A fost o mare experiență pentru mine. Ei, vrem să implementăm o astfel de demonstrație și în liceele din Timișoara. Deci intenționăm să avem câteva acțiuni, este în lucru o agendă de activități legată de această implementare. Agenția Antidrog ce spune? E un fenomen periculos în expansiune în Timișoara, consumul de stupefiante? Nu știu dacă aș putea spune că este în expansiune, dar este un fenomen periculos care, din păcate, este extins în întreaga lume și a făcut drum foarte mult și prin Europa și
Eu chiar am fost extrem de impresionată, am cunoscut o doamnă româncă, medic, locuiește de mulți ani în Olanda și profesia ei este de terapeut pentru persoanele cu adicții și mi-a povestit despre unele dintre experiențele și poveștile pe care le aude la grupurile de terapie ale persoanelor cu adicții în Olanda, acolo unde lucrează. Din păcate, sunt foarte mulți, noi poate suntem obișnuiți când vorbim de drogați, să ne gândim la niște persoane excluse din societate cu probleme grave. Ei, nu e așa. Sunt foarte mulți oameni cu familii realizați, cu cariere, care cad pradă acestui flagel al drogurilor, prima oară din curiozitate, după aceea se creează treptat dependența și la un moment dat ajung să realizeze că și-au distrus viața. Ceea ce este extrem de trist. Un alt proiect mai vechi al clubului a fost conștientizarea folosirii acelor scaune speciale pentru copii în spatele șoferului și a centurii, la fel pe bancheta din spate. Ce rezultate a avut acest... E ca orice proiect de conștientizare, el își produce rezultatele în timp. Adică, știți, eu compar cumva aceste campanii de conștientizare cu o avalanșă. Știți cum e la, cu ce începe o avalanșă? Cu un bulgăre, un bulgăre mic, care se începe să se rostogolească la vale. Și se rostogolește și devine tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, adună tot mai multă zăpadă până când se transformă în avalanșă. La fel este și cu aceste campanii de conștientizare. La început sunt câteva persoane care sunt interesate, ascultă, înțeleg și poate și aplică în viețile lor o anumită sugestie, după care, prin modelul lor personal, familia, colegii, prietenii încep să adopte anumite obiceiuri pentru că o persoană dragă sau apropiată sau pe care o respectă face acest lucru. Deci, o campanie de conștientizare nu își produce efectele imediat, dar există un algoritm al efectelor în timp care, tot așa, după cum spuneam, se amplifică pe măsură ce tot mai mult și mai multe persoane fac acest lucru. Haideți să revenim puțin la această educație vocațională care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă, mai ales în România, în societatea în care trăim. Din păcate, observ că pedagogii tineri nu pun mare accent. Recent am auzit pe cineva de 7-8 ani spunând părinților că ea, fiind fetiță, vrea să devină programator pentru că a auzit de la învățătoare că e meseria viitorului și neapărat trebuie să știe să programeze. Adică cumva i s-a indus ideea, dacă nu devii programator, practic nu o să realizezi nimic în viață, degeaba, nu știu, nu contează ceea ce îți place și, sau la ceea ce ai talent, programatorii sunt bine plătiți, devii nou programator. Bine, acum, dacă îmi permiteți o mică polemică, eu cred că adevărul este undeva la mijloc. Acum că ați spus că i-a sugerat învățătoare, mi-am amintesc că la 7 ani îmi doream să devin cântăreață, actriță, star de televiziune și balerină. Deci aveam teoretic vocație pentru toate aceste lucruri. După cum ați observat, nu am devenit niciuna din aceasta, dar mi-am descoperit o altă vocație care este pe lângă avocatură și munca în folosul comunității. Așa că e o vârstă la care copiii evident că au nevoie și de o anumită îndrumare. Pe de altă parte însă e important... Scuzați, cred că era o îndrumare în grup, adică nu doar pe ea sau... Învățătoarea sau profesoara probabil că și-a exprimat propria opțiune. Probabil s-a gândit, vai de mine, dacă eram programator, ce bine câștigam. Fie vorba între noi. Da. Deci, fără să vrem, mai ales când suntem într-o poziție de autoritate față de o masă de oameni, mai ales copiii care au minți atât de elastice și ușor de modelat, părerile noastre, gândurile, cuvintele și comportamentul reprezintă niște modele extrem de importante pentru acești copii. Așa că e foarte important ca dascălul să supravegheze ce transmite
în continuare. Dar revenind la educația vocațională, aceasta este una dintre pilonii activității în Rotary. Și vă spun și de ce. Lucrând pe această parte de forum vocațional, am studiat destul de mult și paradigma Rotary despre educația vocațională, dar și educația vocațională în general. Și vreau să vă spun următorul lucru. Ce înseamnă vocație până la urmă? Vocație înseamnă că în viața ta trăiești și muncești într-un domeniu sau un loc în care tu simți că aparții. Ai un job sau ai o preocupare sau un hobby căruia îi te dedici cu pasiune. Ce înseamnă că îi te dedici cu pasiune? Sau care ar fi reperul? Acela în care, atunci când te gândești la hobby-ul tău sau la serviciul tău, să te gândești cu mare plăcere și să poți să muncești ore în șir fără să te simți obosit. Acolo este pasiunea. E acea forță motrice interioară care ne mână din urmă, ne trezește dimineața cu gândul, vai de mine, am mai început o nouă zi, oare ce chestie interesantă o să fac? Sunt foarte mulți oameni care nu și-au găsit, din păcate, vocația. Probabil că au un job de programator sau oricare alt unde se câștigă bine, dar care poate nu-i satisface, poate că nu au un hobby care să-i facă fericiți și din cauza aceasta sunt foarte nefericiți. Eu cunosc extrem de multă lume care mi s-a plâns că nu-și poate atinge potențialul pe care simte că l-ar putea avea. Iată cum eu cred că este foarte important să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că pot fi fericiți cu adevărat doar făcând lucruri care li se potrivesc, lucruri care le plac, lucruri care stârnesc în ei această pasiune. Fără pasiune, niciun proiect nu capătă aceeași strălucire și nu poate fi dus la îndeplinire atât de bine. Și acum știm cu toții că am avut momente când ne-a încântat foarte tare o idee, când am muncit cu pasiune, când ne-am implicat în ea ca să o realizăm. Și cât de greu ne-a fost să ne mobilizăm pentru un proiect care nu ne plăcea. Ei, revenind la educația vocațională, noi credem, și nu doar Rotary, cred că orice educator de profesie vă va spune același lucru, că este important să îi ajutăm pe cei din jurul nostru, fie că au 7 ani, fie că au 70 sau 27 sau 57 de ani, să înțeleagă că avem nevoie în viața noastră de lucruri care ne fac plăcere. Și vedeți, noi să venim dintr-un sistem extrem de represiv. Să nu uităm că, deși au trecut 28 de ani aproape, da, de la căderea regimului comunist, acesta a durat câteva decenii. În aceste decenii, el și-a pus amprenta extrem de puternică asupra psihologiei colective a poporului român. Sigur. Un sistem represiv, un sistem îndoctrinat, un sistem care conducea prin constrângere și prin frică, un sistem care dicta oamenilor ce să facă, cum să trăiască, cum să gândească, care nu permitea nicio abatere de la regulă. Ei, oamenii care au trăit și au crescut în această perioadă au moștenit aceste traume colective de la sistemul comunist. Sistemul nostru educațional, dacă vă uitați, toată această curiculă, de multe ori foarte încărcată, de care noi români eram foarte mândri la un moment dat, care nu este neapărat rea în sine, pentru că... Dar ineficientă. Dar este eficientă doar parțial. Nu putem... nu ne putem focusa doar pe teoria din diferitele științe sau domenii de cunoaștere, dacă nu creăm și o practică a unor indivizi sănătoși fizic, psihic, emoțional, dacă nu creăm și activități sportive, activități artistice, care sunt foarte importante, dacă nu îndrumăm copilul, tânărul sau adultul să descopere lucrurile care fac plăcere. Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim. Da, am revenit de la pauză. Am rămas la
educația vocațională, recent, prin vară, când... Mai precis, în luna mai. În luna mai, da, nu mai știam exact dacă a fost iunie sau... Da, luna mai. Ați avut forumul vocațional. Deja a 6-a ediție, înseamnă că deja se mișcă lucrurile în acest sens, lumea începe să conștientizeze importanța lucrurilor în acest domeniu. Da, și vreau să vă spun că acest forum vocațional pe care noi am început să-l realizăm, prima oară a fost la Sibiu, după care am început să realizăm la Timișoara, este de fapt oarecum inedit în peisajul vocațional al cluburilor Rotary. N-aș putea să spun că nu se mai organizează niciunde în Europa, dar din câte știu eu, nu. Nu aș vrea nici să mint. Este o manifestare care durează 2 zile, de regulă sâmbătă și duminică, în care avem sesiuni, module de prezentări. Colegii noștri, rotarieni sau rotarac sau și interact, am avut niște prezentări foarte interesante și de la cei mai mici dintre rotarieni, vin și povestesc despre un gând, o idee, un proiect, o pasiune a lor. Hai să-i spunem, poate nu e chiar exact o sesiune de comunicări, dar fac această paralelă ca să înțelegeți cam ceea ce ne-am dorit noi. Noi ne-am dorit ca să fie nu doar o ocazie de networking, ci și o ocazie în care să aflăm ce mai este nou, ce mai este nou în oraș, ce mai este nou pe planetă, ce s-a mai inventat, ce se mai întâmplă, care este viitorul sau încotro ne îndreptăm în lumea în care trăim, dar și care este trecutul. Am avut niște prezentări foarte interesante legate de istoria orașului Timișoara, lucruri pe care nu le știam. Despre noi descoperiri științifice, foarte interesant. Deci fiecare dintre colegii noștri care vine, care nu este neapărat un speaker de profesie, are poate uneori și un mic trac de depășire a emoției legate de sentimentul de a fi speaker în fața unei mase mari de oameni, dar este și un mod de a-și depăși poate anumite limite, care este de regulă încununat de satisfacție. Acest forum a crescut ca și participare și ca interes al cluburilor de la an la an și vreau să vă spun că spre marea noastră bucurie a avut un efect la care nu ne-am gândit în momentul în care am decis să-l facem în fiecare an la Timișoara. A apropiat extrem de mult cele 5 cluburi Rotary care sunt în Timișoara. Dacă înainte și restul țării am înțeles că încă a rămas, din păcate poate această cutumă, fiecare club lucra separat de celelalte, cu proiectele lui, cu membrii lui, cu acțiunile pe care le-a realizat. Ei, vreau să vă spun că acest forum vocațional ne-a apropiat foarte mult, ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine, să interacționăm. În urma realizării acestui forum s-a decis și derularea unor ședințe comune, o dată pe lună, a membrilor din toate cluburile, prin care să ne punem de acord poate și cu realizarea unor proiecte împreună mai de anvergură, poate să ne sponsorizăm reciproc anumite proiecte între cluburi, împrejurare care în urmă cu câțiva ani ar fi fost de negândit. Și am mărit conștientizarea tuturor rotarienilor, a crescut conștientizarea cu privire la faptul că doar împreună putem fi mai puternici. Mie îmi place să numesc această reuniune a tuturor cluburilor Rotary, cu mic, cu mare, marea familie rotariană, pentru că așa și suntem, de la cei mai mici, rotachiți, până la cei mai mari, cei din Rotary și seniorii noștri, suntem o mare familie, care lucrăm împreună, facem proiecte interesante, ne și distrăm împreună. Vreau să vă spun, pentru mine a fost un moment extrem de emoționant. La forumul rotarian din acest an s-a făcut o cântare cu mic, cu mare, de la Rota Kids. Avem și copii foarte talentați în Rotary. Poate știți, unul dintre ele este chiar vedetă, Voicu Dumitraș, a fost la Vocea României și am înțeles că era chiar cât pe aici să câștige. Avem și un band Rotary de amatori, colegii de-ai noștri care au fost pasionați de muzică în adolescență și, deși acum sunt
adulți, cu familii, cu copii, cu cariere personale, ca și hobby cântă. Și am cântat, am făcut cu toții o cântare colectivă, și a fost un moment, v-am spus, pentru mine și pentru toată lumea extrem de emoționant. Știu că ambasadorul Mexicului, care era invitat la Timișoara pentru inaugurarea consulatului Mexicului, Onorific. onorific al Mexicului, al cărui consul onorific este colegul meu, Adrian Bădescu, și el președinte Rotary în acest an. Așadar, ambasadorul care a fost invitat la această manifestare a fost extrem de impresionat și a spus: aha, acum înțeleg ce înseamnă Rotary, o mare familie. Iată. Dar spuneți despre ce ați avut dumneavoastră prezentare, dacă nu mă înșel, în a doua zi ați ținut și dumneavoastră o prezentare Eu despre... anul acesta nu am ținut prezentare, am fost doar moderator, Așa. dar am ținut în ceilalți ani. Acum nu mai țin minte toate prezentările pe care le-am făcut. Știu că unul era despre Uniunea Europeană. Acum 2 ani, dacă nu mă înșel, am fost ultima, am făcut o prezentare despre ce înseamnă vocație. Restul nu le mai țin minte, Dar vă anul spun acesta sincer. ce ați Anul acesta am moderat? fost doar moderator, adică am decis că vrem să lăsăm ca în fiecare an să vină alți colegi, pentru că au ceva de spus interesant și ar fi nepotrivit să vorbească aceiași oameni. Deci încercăm să punem în valoare, și asta este un alt principiu rotarian, încercăm să punem în valoare pe fiecare dintre colegii noștri, pentru că noi credem că orice persoană care se implică activ și voluntar în munca dedicată comunității este o persoană foarte specială. Ați amintit de familia Rotary. Rotary, familia mare Rotary. Haideți să ne spuneți cine sunt, care sunt cluburile celelalte, Da. sunt mai exact. Sunt și în județ, în Buzia și poate și în Și Lugoj, în da? Lugoj, da. Deci sunt 5 cluburi Rotary în Timișoara. Este un club Rotary în Buzia și un club Rotary în Lugoj. Și colaborăm între noi. De fapt, anul acesta, cele 5 cluburi din Timișoara, mă scuzați, și clubul din Buziaș, toți președinții ne întâlnim periodic la masă ca să stăm de vorbă despre acțiuni, să ne informăm, să ne invităm reciproc la proiectele și acțiunile noastre. Ne-am făcut și un grup de WhatsApp în care ne dăm mesaje. De exemplu, mâine seară este balul clubului Rotary Buziaș, la care ne ducem invitați de la toate cluburile și ne pregătim, ne-am anunțat, vedem cu ce ne putem ajuta unii pe ceilalți. Haideți să vorbim și atunci și despre balul Rotary Cetate, poate cel mai important bal din cluburile Rotary, cel puțin pe Mulțumesc Timiș. frumos! Eu cred că fiecare bal este important De pentru anvergură, poate. că și de anvergură, pentru că acolo pun mult suflet, entuziasm și energie oamenii. Adică, indiferent dacă sunt 100 de invitați sau 400 de invitați, eu cred că energia investită este aceeași. Indiferent ce sume, nu cred că ar trebui neapărat să ne uităm doar la sumele care se strâng, pentru că scopul principal al Inevitabil banului. se măsoară prin Da, ceva. inevitabil se măsoară. Eu cred că mai importante sunt proiectele noastre și felul în care noi ne apropiem unii de ceilalți și impactul asupra comunității. Deci aici cred că fiecare bal este important pentru că presupune o pregătire, presupune poate un efort financiar pentru cei care doresc să dăruiască. Pentru noi, ca femei, presupune și un efort suplimentar, fiindcă trebuie să ne achiziționăm o rochie și să petrecem câteva ore la coafor. Dar este și De o ziua ocazie respectivă în e... ziua respectivă, da, dar este și o ocazie foarte plăcută de a ne întâlni, de a ne distra și de a ajuta. Iată, va fi la mijlocul lunii În noiembrie. 18 noiembrie, mai precis, la Veniu. Ați intrat deja în febra pregătirilor Am ca intrat deja președinte? în febra pregătirilor, am discutat cu bandul, cu bandurile care vor participa. Acum suntem pe finalizare cu pachetele de sponsorizări și de participare și cu conceptul acestui bal. Sperăm săptămâna viitoare să putem să și începem să-l promovăm. Și eu sunt convinsă că va fi foarte bine ca în fiecare an. Dar nu știu dacă telespectatorii știu, în fiecare an se licitează diferite obiecte
De regulă obiecte de Da. artă, dar nu numai. Numai. Nu numai. Și, evident, într-un scop caritabil, anul acesta unde se vor duce banii sau o să ajutați un proiect propriu? Ajutăm și proiectele noastre proprii, mai sunt și proiecte care sunt proiecte pe care le realizăm în parteneriat cu alte companii și firme, pentru că Rotary este în principal un club de servicii care are însă și activități de fundraising. Evident că noi nu putem suporta financiar toate proiectele care există, dar vreau să vă spun că Rotary se implică mult și în alte activități ale comunității și ajută și autoritățile publice locale în măsura în care este nevoie pentru înfrumusețarea orașului, pentru alte activități care sunt plăcute timișorenilor. Chiar asta, cum se decide în interiorul clubului cine, ce, pentru că, eu știu, cineva, poate un membru, vine cu ideea de a renova o secție din spitalul X. Avem multe spitale care necesită renovări, de exemplu. Deci dar, eu vă dar... spun sincer că cel mai greu este să alegi, da, pentru da. Că și bugetul clubului la un moment dat este limitat, ca orice, nu e mult să nu se termine. Și atunci noi încercăm să finanțăm proiecte de o anumită anvergură. Avem și proiecte mai micuțe, nu e nicio problemă, dar încercăm să finanțăm și proiecte de o anumită anvergură. Acum, chiar recent, suntem pe finalizare cu un proiect început anul trecut, și anume beberoneria de la spital, și unde chiar s-au investit niște bănuți, s-au renovat niște spații, s-au achiziționat niște aparate medicale specifice și acesta a fost făcut totuși pentru o instituție de stat. Da, mă refeream că, de exemplu, cineva, un coleg de-a noastră vine cu ideea de a renova o secție de spital, altul poate vrea să fie o fântână arteziană sau muzicală. Muzicală, de ce nu, că se discută mult deci nu vă undeva. Spun că aici este și o chestiune de buget. De regulă, colegii care... și o chestiune de afinitate. Evident că un medic sau persoană care a avut probleme de sănătate, el sau cineva din familie, va fi mai interesat să propună un proiect medical. O persoană care are preocupări artistice, el va fi mai interesat să propună un proiect artistic. Colegii noștri care au copii adolescenți sunt foarte interesați de promovarea proiectului Stop Joc, Stop Drog pentru sănătatea copiilor lor. Deci aici propunerile vin de regulă pe bază de afinități. Nu vă ascund de multe ori că și cei care fac aceste propuneri vin ei inițiind o sponsorizare destinată proiectului respectiv, urmând ca și clubul să mai facă fundraising pentru diferență sau pentru partea care este necesară. Și, în general, persoanele care fac proiecte, fie că sunt din domeniul privat sau domeniul public, știu că, în general, în aceste proiecte, cu cât sunt mai mari, cu atâta mai mulți actori sunt implicați pentru strângerea de fonduri, pentru că, după cum v-am spus, bugetul este limitat. Selecția se face de regulă împreună de către colegi, cu cât proiectul e mai interesant sau are un impact mai mare sau este, după cum vă spuneam, e o anumită afinitate între interesele colegilor noștri și proiectul respectiv. Dar sunt 5 cluburi. Vă dau un exemplu. Știți proiectul Team Motion? Da, da. Este proiectul unuia dintre cluburile Rotary, care deja are o mare anvergură. Ei, el a fost inițiat de un coleg de-al nostru care este pasionat de alergare. Deci el a inițiat acest proiect care este apropiat sufletului lui, pentru că pentru el a alerga înseamnă sănătate, înseamnă un corp atletic, vorbim înseamnă... de Valentin Mureșan? Sau? Sigur că da, vorbim de Valentin Mureșan. Ei, nu cred că el ar fi inițiat un proiect, poate, sau poate n-ar, poate ar fi inițiat, dar mai vreau să-mi dau presupus un, știu, un domeniu de agricultură, zic și eu acum. Da, da. Nu l-am întrebat. Apropo, dumneavoastră sunteți avocat, sunt foarte mulți dintre membrii
medici, profesori, antreprenori și așa mai departe. Ați spus că ar fi bine ca să fie din fiecare domeniu câte un reprezentant, dar uneori se reușește, alteori nu, mai ales depinde de cât de numeroasă e clubul, membrii clubului. Cum aduceți noi membri? Poate asta nu știu telespectatorii. Cum se ajunge să fii membru Rotary practic? Sinceră să fiu, depinde de fiecare club. Adică există în statutul clubului procedura reglementată pentru aducerea de Deci nu noi este membri. ceva universal valabil? În general, noi ne-am cam reglementat interior membrii care sunt aduși. Ei trebuie să corespundă și criteriilor rotariene de integritate, de seriozitate, de succes în profesia și în viața comunității respective și atunci, în funcție de aceste criterii, în funcție de recomandările primite de către membrii clubului, după un stagiu care poate dura între câteva luni și un an, în care e important să se lămurească și aspirantul Rotary chiar își dorește să facă asta, și să vadă dacă rezonează cu filozofia clubului, cu ceilalți membri, dacă se poate adapta. Nu vă ascund faptul, cred că toate cluburile au avut această situație în care au fost oameni care au intrat în club, au activat un an, doi, trei, după care au renunțat să mai activeze pentru că și-au dat seama că nu îi reprezintă sau Nu nu se rezonează. regăsesc. Nu se regăsesc. Dar sunt oameni și care vânează doar pinul, acela de la sacou, sau mi se părea că uneori, nu la clubul de asta, dar în alte cluburi, sunt oameni care nu au, nu neapărat anvergură sau potență financiară, dar nu-i văd, că le lipsește chestia asta de a se implica cu adevărat în viața comunității. Normal că există și astfel de persoane, pentru că, mai ales în ultima vreme, datorită mediatizării intense a acțiunilor Rotary, nu vă ascund că a pierdut din aura ocultă pe care o avea în urmă cu 10 ani și a dobândit o altă aură, De așa, bon ton, puțin poate. de bon ton, de glorioasă. Pe mine mă întreabă foarte multă lume, primesc mesaje și pe Facebook, vă spun sincer, de la persoane necunoscute, întrebându-mă cum să facă să intre în Rotary. Eu acum, fiind și o persoană foarte activă, știți prea bine, postez mult pe Facebook, fac multe acțiuni interesante, îmi place să Deci, share-ui. Oamenii văd și se gândesc că poate Succesul vine cu succesul vine cu acțiunile Rotary. Eu vă spun că succesul, în primul rând, este o stare de spirit. În al doilea rând, reprezintă felul în care te simți tu cu tine și plus valoarea pe care o aduci comunității în care trăiești. Nu este un fenomen care se întâmplă peste noapte, în momentul în care ai primit și ți-ai pus un mic pin, ci este rezultatul unei deveniri în care tu te transformi ca ființă umană, iar ceea ce îndeopște oamenii numesc succes este reacția comunității la preocuparea ta pentru ea. Nu, Deci nu există pentru mine altă definiție a succesului decât aceasta. Poți să ai foarte mulți bani, poți să ai o funcție foarte mare, poți să ai titluri, dacă tu cu tine nu ești împlinit și dacă nu înțelegi că rolul cel mai mare este de a aduce plus valoare prin viața ta și prin activitatea ta, lumii în care trăiești, atunci eu nu consider că putem vorbi de un succes decât de o relativă și efemeră notorietate. foarte frumos Mulțumesc frumos! spus. Dar aș reveni totuși la această problemă, că nu știu dacă nu se iscă mici frustrări din această cauză, pentru că sunt cluburi unde, într-adevăr, toți membrii sunt de greutate, să spunem, și în alte unde sunt. N-aș spune așa. Sunt cluburi care sunt cluburi mai vechi, cum este clubul nostru și care are 15 ani, clubul Rotary Timișoara, care a fost primul club reînființat, nu știu exact, poate 20 de ani, nu mai țin minte exact.
Și cluburii pensii s-are deja împlinit 10 ani, deci iată că sunt trei cluburi care au deja ceva vechime. Greutatea, eu zic că stă nu doar în sacii cu bani pe care oamenii își imaginează că iau membrii clubului, ci stă mai ales în frumusețea și utilitatea acțiunilor pe care le fac membrii clubului. Eu cred că în asta constă greutatea clubului și greutatea membrilor clubului și vă spun sincer că acum în calitate de președinte care conduc tot așa temporar și efemer timp de un an acest club, pentru mine sunt la fel de importanți și membrii care poate nu își pot permite să doneze sume foarte mari de bani, dar care sunt alături de mine, mă ajută foarte mult la organizarea acțiunilor și se implică efectiv și personal prin activitatea lor în ceea ce facem noi. Deci nu doar contribuția financiară este importantă? Nu, eu vă spun că și contribuția personală foarte importantă, este enorm de mult de lucru. Haideți să spunem ce gânduri aveți pentru anul viitor. În noiembrie este balul Lotare Cetate, dar din ianuarie încolo, ce planuri aveți în afară de acestea cu campania Stop Rock, Stop Drog, pe care practic o continuați de la celălalt președinte pe care l-ați avut? Ce urmează în 2018? Deci în 2018 intenționez, noi avem niște acțiuni tradiționale ale clubului Rotary care sunt nu întotdeauna doar acțiuni de strângere de fonduri, ci sunt și activități de cultură organizațională în care ne strângem, ne simțim bine, socializăm, ne cunoaștem, discutăm despre proiectele noastre viitoare și intenționez să continui aceste acțiuni. Intenționez în același timp, sunt foarte multe proiecte care se află pe masa mea de lucru, va trebui doar în limita bugetului să selectez câteva dintre ele, dar pe lângă forumul vocațional, care este deja o acțiune tradițională, vă spun sincer, mi-ar place foarte mult să creez ceva nou. Să creez ceva nou în domeniul artistic, pentru că Timișoara se pregătește să devină capitală culturală și eu cred că alături de organizatorii acestui eveniment și de autoritățile publice locale și județene este foarte important ca fiecare dintre noi să ne accesăm din nou latura artistică, cea care în copilărie ne făcea să cântăm, să dansăm, să pictăm și să fim foarte fericiți și să înțelegem că și ea este parte integrantă din ființa noastră. Și eu mi-aș dori, gândesc încă nu, l-am schițat așa, dar nu vreau încă să vă dezvălui, mi-aș dori un proiect care să meargă exact pe această idee, să ajute nu doar rotarienii, ci și pe toți timișorenii care sunt interesați să-și acceseze aceste preocupări artistice. Deci, să cânte, să danseze, să deseneze și să-și amintească că și aceste lucruri sunt importante pentru o viață bună. Iată că vă ia foarte mult timp președinția clubului Rotary, dar trebuie să vă întreb pentru final dacă vă mai rămâne timp și pentru avocatură, pentru că asta e meseria de bază pe care o practicați zi de zi. Acum nu aș vrea să se înțeleagă că eu mă ocup numai de Rotary. Evident. Deci profesia mea este de avocat, fac această muncă cu pasiune, am o echipă extraordinar de bună în jurul meu, care mă mai ajută poate în momentele când folosesc energia personală pentru activitățile rotariene. Eu cred că o îmbinare între profesia ta și preocupările sociale este benefică pentru amândouă. Avocatura este o muncă complexă care solicită multă creativitate, multă energie și timp. Iar preocupările mele sociale cu Rotary mă fac să mă simt bine, deci este un loc în care, deși muncesc, mă deconectez foarte mult și cred că reușesc să le îmbin foarte bine. Și vă nevați puțin la Consiliul Local? Sau nu neapărat? Încerc să nu mă enervez, dar nu... Cred că oricum obiectul discuției nu era Consiliul Local, nu. Eu cred că și la Consiliul Local este nevoie de persoane și există printre colegii mei o mulțime de persoane care gândesc la fel ca mine,
care să gândească vizionar și holistic despre orașul nostru frumos Timișoara. Pentru final a fost foarte corect ce ați spus. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă doresc succes în activitatea de președinte, de avocat și de consilier în Timișoara. Pentru dumneavoastră, o seară plăcută, în continuare, numai bine!